ce mă doare capul halul ăsta. Vai ce bat a fost aseară, tra la 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 la. Vai ce bat a fost aseară, tra la 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 la. Luna iunie 2014, Dan Mihăiță dăduse serios de belea. Era amețit de alcool și fusese prins de polițiști conducând un autoturism, deși nu avea acest drept. Ca să pună mâna pe el, polițiștii l-au urmărit prin tot orașul. După o cursă nebună, Mihăiță a abandonat mașina și a rupt-o la fugă. Desculț, a fost însă ajuns din urmă repede de agenții de la rutieră. Era blă? Păi a cui asta? Am dat la fiecare vechi, m-am întrebat să-mi iau cu ea. Asta nu e mașina, e la mașină. Nu ai mașină? Păi și cine a adus aici în pădure? De fapt, vezi, a adus-o. Păi domnul polițist, spun că tu ai venit cu ea. Am venit cu ea. Da, tu ai fugit cu ea. Cum am fugit cu ea? Păi ai fugit cu ea pe străzi. Eu nici papuci picioare n-am făcut. Păi unde sunt papuci? Păi n-am bandă papuci de unde? N-ai bandă papuci? Păi sunt băiat amărât. Păi eu mi-a stat mie o rabă, tu nu o fie lei. Polițiștii n-au stat pe gânduri și i-au întocmit un dosar penal pentru care a plătit scump. Se pare că lui Mihăiță nu i-a ajuns prin cât a trecut și a reușit din nou să intre în atenția oamenilor legii. Joi a ajuns la poliție cu cătușele de mâini. Acum este suspect într-un dosar de furturi din auto. Împreună cu alți suspecți, Mihăiță ar fi spart mai multe autoturisme. Deși și-a petrecut noaptea în arest și ar putea sta mulți ani după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, Mihăiță dovedește din nou că nu și-a pierdut simțul umorului. Bună ziua, domnul Mihăiță. Iar ați ajuns la poliție, ca acum 3 ani. Soarta. Ce s-a întâmplat nimic de data asta? Ați fost implicat în vreun furt de ceva? Nu, nu facem noi. De ce sunteți cu cătușe? Așa place.